câte? 22 de produse cu 204 lei. Bună, dragilor! Ce mai faceți voi astăzi? Sper că sunteți bine și vă relaxați aici cu mine cu vlogul din această zi. Pentru că, da, astăzi am pregătit să filmez ceva și tot astăzi filmez și eu o colaborare cu Mirabella Ioana. Probabil că voi veți vedea prima dată acel clip, pentru că va intra mai repede pe canal, după care vedeți acest vlog. M-am gândit astăzi să vă arăt niște rețete pe care le fac eu așa rapid, de repede, repede, de făcută din bucătăria, din bucătărie. Rețetele sunt făcute de mine, dar în bucătărie normal. O să vă iau acolo, o să vă arăt câteva ingrediente pe care le folosesc și așa rapid cam cum gătesc eu astăzi, doar pentru astăzi mă refer. Dar înainte de asta o să vă arăt ce am cumpărat astăzi din Lidl și o să începem să facem mâncarea din cumpărăturile luate chiar de astăzi. Am plătit 150 de lei pe toate și da, vom face câteva rețete destul de multicele din aceste cumpărături. Oricum vă arăt cumpărăturile din supermarket, facem mâncare și cred că după asta o să... ce o să mai facem? O să mergem la alergat. Am spus că chiar dacă e iarnă, trebuie să mergem la alergat afară, pentru că în casă nu pot să fac mare lucru decât abdomene și exerciții, dar eu simt nevoia de alergat, pur și simplu de a-mi pune corpul la contribuție tot, așa, în natură mai ales, pentru că este mult mai bine, nu mă plictisesc așa ușor și ne-am propus să mergem din nou la alergat. Probabil că pe la un 4-5 la amiază și să vedem când termin de făcut mâncarea. Vreau să fac acum prânzul, să-mi pregătesc o ciorbă rădăuțeană pentru mâine și poimâine. Nu cred că voi mânca astăzi ciorbă, dar vreau să mănânc paste astăzi la prânz, așa că voi face și paste, voi mânca paste, iar ciorba o voi lăsa liniștit acolo în bucătărie, în frigider o să bag după ce se răcește pentru mâine și poimâine. Cam așa fac pe două zile ca să nu gătesc în fiecare zi, mai ales că ciorba stă oricum, e ca carnea, să zic, sau un pilaf sau așa, care imediat parcă se întărește cumva. Și pentru că astăzi o să ne ia lucrurile acestea destul de mult timp, mă tot joc cu părul pentru că îmi dau seama că a crescut atât de mult. Deci este, dacă stau așa, wow, este până la buric. A crescut foarte, foarte mult și va trebui să mă tund și eu cât de curând, pentru că na, începe să se roade la vârfuri. Este destul de sănătos, dar începe și el să se roade și va trebui să mă tund. O să mă vopsesc și pe rădăcini, poate săptămâna viitoare, poate peste două săptămâni, să văd cum îmi organizez timpul. Bun, după ce venim de la alergat, o să trebuiască să facem cina și, și pe aceea o voi filma, pentru că v-am spus că filmez un clip în colaborare cu Mirabella și astăzi o să fie full, o zi full de filmări. Dar da, vreau să filmez și pe terenul de sport, nu știu cât o să filmez de mult pentru că vreau să mă pun pe alergat mai mult decât pe filmat. Dar da, după ce o să venim, vreau să mă uit pe laptop să plasez niște comenzi online, dar momentan știu ce, deci nu trebuie să mai caut, doar să plasez comenzile. Doar trebuie să mă mai gândesc dacă să le plasez pe amândouă, pentru că sunt două, sau să le iau așa pe rând, nu știu, trebuie să mă mai gândesc, pentru că, na, eu încerc să fiu destul de cumpătată, să-mi organizez și chestiile astea de cumpărături, să nu iau prea mult deodată și așa mai departe. Am în coș niște chestii de pe import direct, chestii de curățenie, și mai am și pentru vacanța pe care vrem să o facem, am în plan să cumpăr un costum de baie. Deși am, dar m-am săturat de cele pe care le am acum și m-am gândit la un costum. Vedem dacă o să pun comandă sau nu, mă mai gândesc. Haideți că ne auzim din bucătărie, după aia v-am spus să mergem la alergat și spre seară reușesc să pun comanda, Doamne ajută, ne vedem în bucătărie. Pa! Am calculat eu așa în mare, cam de câte ori mergem noi pe lună la cumpărături și așa de două ori sigur ne iese. De data aceasta am cheltuit 153 de lei, este un bon nu foarte lung, dar e ceva, avem un box de apă cum luăm tot timpul, apă plată, mie îmi place doar apa plată și aici avem două plase de la Kaufland. Noi nu mai cumpărăm plase, bineînțeles dacă nu uităm să mergem cu ele, pentru că sunt acestea de, ia, este și puțin cu mizerie, dar nu-i bai, sunt acestea de rafie, doamne, de textil, în fine. Hai să vă arăt ce am cumpărat, ați văzut că mai folosim
în ultima vreme la cină salate, pentru că vrem să schimbăm meniul. De fapt, am și schimbat deja de ceva timp. Mai departe avem cereale din acestea crunchy cu muesli, multe ciocolățele, de fapt nu foarte, dar e ok, și cu alune întregi, deci e super, super. Soțul meu îl preferă pe ăsta cu ciocolată, dar eu îl prefer pe cel verde. Avem și iaurt, o să le scot așa cum vin la mână, care trebuie consumat până în 16 a doua secare. Mai avem un iaurt, smântână 12%, nu, aia nu era iaurt, era smântână. Avem un ovăz pentru că facem dimineață, avem o grămadă de lămâie. O grămadă în sensul că două pachete, într-un pachet sunt 2, 4, 5, 10 lămâi, facem foarte, foarte, foarte des ceaiuri, dar și cu salate. O telemea din lapte de vacă, cred că am și prețul pe el, nu știu, nu l-am. Avem și legume, din acestea cu broccoli, morcov și... cum îi zice la asta, alb, conopidă, mai avem aici, bineînțeles, așa, banane, fructe, bineînțeles, nu prea mai avem fructe în casă și uite că am reușit să luăm, încă brânză, perle de brânză, avem și iaurturi, pentru că mâncăm pe la ora 5, așa ca o gustare înainte de cină. Uitați ce mai am în plasă, deci e plină plasă și a costat 150 de lei, e destul de bine. Un muștar de masă, soțului îi place muștarul, mie îmi place acest porumb dulce pentru salate, tot așa în salată bun. Opa, cred că am făcut gălăgie mare, hai să schimb mâna, un castravete, avem o sardine, dar cred că mai trebuie să mai fie, nu știu sigur, așa, am cumpărat un ulei din acesta extra virgin de măsline, este din sticlă, să am grijă cum îl așez. Pulpe din acestea cu os, pentru că vreau să fac o ciorbă rădăuțeană. Aici am 2 ardei grași, tot pentru ciorbă. Am mai luat și un o scorțișoară din aceasta foarte, foarte mică, praf, de fapt, ceapă multă. Vai, nu mai am loc aici. Bun, am terminat? Nu, mai am. Am luat și un sos din acesta bio pentru paste, pentru că facem și niște paste, și încă un borcan de porumb. Așa, și am terminat cu o plasă. E goală, dar mai avem încă o plasă, care conține și ea cărniță și alte legume. Bacon, tot pentru paste. Așa, un cașcaval, tot pentru dimineața sau la cină. Ar 2 ardei roșii, nu roșii, vedeți ce prostii vorbesc, galbeni. Ăștia de aici sunt roșii. Tot scot pe ele, văd că nu se mai termină. O țelină, o să folosesc un sfert la ciorba de rădăuțeană. Avem și mentă pentru, bineînțeles, pentru ceaiuri. Bun, ce mai avem aici? Niște crutoane pentru supe, pe astea le-am găsit, și am găsit și niște cărniță la ofertă, a costat 7,69 lei. Pe asta probabil o să facem diseară ca să nu expire, dar oricum în congelator e ok. Am mai cumpărat morcov pentru că folosim în o grămadă de ciorbe și o să folosesc și la ciorba rădăuțeană morcov, deci vreo 2 o să folosesc. Aici am niște ghimbir. Așa arată. Punem mai departe. Pătrunjel tot pentru ciorbică. Deci o grămadă de chestii îmi lipseau pentru ciorbă, dar nu e nicio problemă că îmi lipseau, că oricum acum ne-am rezolvat frigiderul. Adică mă refer că avem multe chestii acum de băgat. Aici 2 păstârnace din acestea foarte, foarte micuți. Numai bine am luat 2 mici pentru că pot să le folosesc unul separat. Vreo 3 roșii, sunt așa moi, s-ar putea să fie bune. Așa. Încă un, vă spuneam că s-ar putea să fie 2, că așa știu. Noi luăm tot 2 sau 4, depinde. Încă o caserolă de sardine. Am mai cumpărat usturoi pentru că mai avem puțin și am luat din acest laset, din acesta, 5 căpățâne. Un suc de lămâie.
din asta lime, de fapt, cu e concentrat, dar noi îl folosim pentru salate cu mentă era. Și avem aici și un pachet de sare pe care l-am băgat în pungă ca să nu cumva să se spargă între timp. Și am cam terminat și a doua plasă. Ba, mai am ceva aici. Un unt de la Pilos, din asta din Lidl. Un unt de masă. Acestea sunt cumpărăturile. De data aceasta chiar nu le-am mai aranjat aici pe masă, pentru că trebuie să trec repede să fac păpică. Astăzi filmez o colaborare cu Mirabela și vreau să fac o ciorbă, dar și paste, așa că trebuie să filmez ceea ce mâncăm toată ziua. De aceea m-am gândit să nu mai aici ce îi. Da, de la țelina, de la păstârnac și chestiile alea, rădăcine. De aceea m-am gândit să nu mai lungesc vorba acum la aceste cumpărături, ca să pot repede să trec să fac, prima dată o să fac pastele, pentru că se fac foarte simplu, și între timp o să pun și ciorbica la pe foc. Da, trebuie să curăț o grămadă de legume, pentru că ciorba rădăuțeană este cu o grămadă de legume. Are morcov, țelină, păstârnac. Puiul ăsta o să-l folosesc, dacă nu-i legumă. Aici o să folosesc un ardei roșu, ceapă. Deci o să fie ceva usturoi, smântână, bine că a luat, că tot așa pentru ciorbă o să folosesc. Era să zic că ne auzim, dar de fapt voi ați văzut deja colaborarea, așa că dacă nu ați văzut-o între timp, vă sfătuiesc să mergeți pe canal în urmă sau vă las într-un comentariu fixat acel clip, ce am mâncat într-o zi, tot o să vedeți la cină, la prânz, dimineața și chiar și gustările. Gustări nu prea mai avem în ultimul timp, adică ciocolățele mai avem așa din când în când, dar nu abuzăm de ele și nu prea, deci credeți-mă, nu prea mai avem gustări, eventual așa câte un iaurt. Cum vedeți aici că luăm câte 8-10 iaurturi odată, da, avem gustări de acest fel, dar nu prostioare, încercăm și noi. Bun, haideți că abia aștept să fac mâncarea, mâncăm și mai târziu mergem la alergat. E, chiar dacă este încă iarnă, este ok la noi în Arad, este foarte, foarte călduț afară, nu prea avem zile cu minus, dar momentan nu e așa, să vedem mai departe. Am pregătit pe masă ingredientele necesare pentru mâncare. În stânga avem ingredientele pentru ciorba rădăuțeană, iar în dreapta pentru paste. Hai să vă arăt ce folosesc pentru paste. Un morcov și ceapă. Morcovul îl voi răzui și voi căli împreună cu ceapa, după care voi pune bucățele de carne. O să le toc mai mici. Mă refer că le voi pune în tigaie. După ce se călește morcovul cu ceapa, o să folosesc și câtva bacon ca să-i dea așa un gust puțin mai puternic, iar la final voi pune și cașcaval deasupra, dar cred că o să bag și în sos cașcaval. Da, așa o să fac. Și voi folosi acest sos bio de la Lidl pentru paste. Eu îl folosesc pe acesta nu neapărat la doar un anumit tip de paste, ci în funcție de cum am poftă. E foarte, foarte bun. Roșiile sunt destul de consistente, adică se simte că sunt roșii, nu doar zeamă și atât, chiar se simte. Și o să folosesc aceste paste pene pentru două porții. Bineînțeles, vor fi două porții mari. Voi folosi și sare și piper, dar nu am mai pus aici pe masă momentan. Iar pentru ciorba rădăuțeană am așa, o grămadă de legume, un sfert de țelină, doi morcovi din acești așa mai medii, un păstârnac micuț, o ceapă, un ardei roșu, smântână care are 400 de grame, dar voi folosi cam 300, patru gălbenușuri care s-au spart două deja dintre ele, am și 700 de grame de pui cu os, am o legătură de pătrunjel pentru final, 2-3 linguri de oțet și o grămadă de usturoi. Bineînțeles că usturoiul îl voi folosi cu ouăle și cu smântâna ca să fac smântâna pentru ciorba rădăuțeană. Am pregătit carnea pentru ciorbă, am pregătit acolo apă pentru paste, iar aici în tigaie se călește morcovul și ceapa tot pentru paste. Pentru ciorba rădăuțeană am pregătit legumele, le-am tăiat destul de măricele. Carnea este aproape fiartă, dar nu chiar, pentru că le voi mai pune din nou într-o apă curată împreună cu legumele să fiarbă. Voi pune carnea,
pătrunjelul toc la final, iar aici am oțetul și acolo am pregătit smântâna cu cele patru gălbenușuri de ouă și usturoiul. Vedeți că este destul de mult usturoi, voi pune sare și piper la final, dar momentan o să pun doar legumele și carnea la fier. Între timp legumele s-au fiert, la fel și carnea, le-am mărunțit, am lăsat zeama pe aer gaz pentru că le voi pune din nou pe foc. Voi mai lăsa 5 minute împreună legumele și carnea tocată, după care voi drege ciorba cu smântână, cum v-am arătat-o mai devreme, iar la final voi pune pătrunjel. Haideți să trecem la treabă, în sfârșit sunt pe terminată, să știți că durează ceva tot procesul acesta, dar finalul este foarte, foarte gustos. Dacă tot vă spuneam mai devreme că am comenzi pregătite online, mi-am adus aici laptopul cu mine și o să vreau să vă arăt și vouă cam despre ce-i vorba și oricum cred că o să plasez una dintre comenzi chiar acum și mă mai gândesc pentru cealaltă. Hai că vă arăt, o să filmez cu telefonul direct ecranul, că este mult, mult mai ușor. Dar da, stau comenzile pregătite de a da un click să se ducă și să-mi vină. Sper să vină destul de repede, pentru că am câteva lucruri de care am nevoie destul de urgent, dar e ok. În 3-4 zile e chiar ok. Dacă ajunge săptămâna viitoare pe final, e chiar super. Până atunci mai am cele necesare. Hai că vă arăt și vouă. Mi-am lăsat selfie stick-ul deoparte și avem aici pe import direct un coș cu câte 22 de produse cu 204 lei, eu zic că este ok și am o grămadă de chestii, dar na, vă dați seama că 22 de produse este chiar super bine. Am așa Sano detergent de vase pentru că mi-ați spus o grămadă dintre voi că e foarte bun, am un Sano degresant pentru aragaz pentru că nu mai am pus și două, trei săpunuri solide și lichid, Domestos pentru toaletă, na, niște chestii. De balsamul de rufe de la Tezorii d'Orient sunt foarte curioasă, mi-am pus două pentru că dacă nu-mi place unul, sper că unul nimeresc și am mai pus și un săpun, oricum o să vă arăt, o să fac unboxing când ajunge. Mi-am pus și un gel de duș, chiar cât costă, 10,94 lei, 250 de ml. Cremele astea de la Douglas sunt foarte curioasă cum sunt, pentru că e 2 lei crema sau ceva de genul, 1,99 lei, niște Colgate, apă de gură nu mai am, mai are nici soțul meu, pentru toaletă iar ceva și na, chestii, iar de cameră, spray. Ah, am vrut să vă arăt măștile astea de păr, doamne, vedeți că sunt 9,64 lei și în DM și chiar și în supermarketuri sunt 30 de lei și au același grămaj, deci 160 de ml. Nu pot să cred că aici e 10 lei. Mai am ceva și pe partea asta, la altă, nu foarte multe. Pentru soț, două chestii, bine, pentru soț am luat și apă de gură și din pagina cealaltă mai sunt câteva lucruri și pentru el. Iar totalul este de 204 lei. Pe asta probabil că îl voi pune și uite că am ieșit din... Hei, aici sunt eu. Am ieșit din... pagina mea de... Oh, și am pierdut și costumul de baie. Hai să vedem costum. A, uite, l-am și găsit. Modelator. Îmi place foarte mult ăsta de aici. Văd că mi l-a și pus pe prima pagină, că l-am tot căutat. Chiar îmi place destul de mult. Dar parcă văd că la noi în magazine e mai ieftin și văd că este doar de la mărimea 38 până la 54. Eu probabil că îmi voi alege 38-ul, pentru că e M-ul. Dar îmi place foarte mult. Și aici am mai multe detalii. Cum arată în spate, în față. Îmi place că acoperă tot. Și este într-o singură piesă.
Pe ăsta aș vrea să le iau, dar mi se pare, nu știu, o să mă mai uit pe prețuri și la alte, pe alte site-uri. Momentan doar pe ăsta l-am găsit, dar o să mă mai uit. Așa că cel mai probabil că seara aceasta voi pune comandă pe import direct, iar pentru costum mai caut. Mă mai gândesc, mă mai uit, poate găsesc ceva ce mă atrage mai tare și vedem. Bun, întorc camera și ne vedem de treabă în continuare. Rămâneți pe videoclip pentru că ne mai auzim în curând. Gata, noi ne pregătim să mergem să alergăm, o să facem câteva ture de teren, momentan începem așa cu puțin și după aia mergând, tot mergând, de fiecare dată o să creștem distanța, dar pentru că n-am mai fost de mult la alergat în aer liber, o să alergăm doar câteva ture, eu știu vreo 5-6 ture. O tură mare de teren are 450 de metri. O să iau pe mine acest tricou pe care scrie Run și această pereche de pantaloni, foarte, foarte comunzi sunt. Deci cam asta va fi cică outfitul meu pentru astăzi. Gata, m-am echipat, o să se îmbrace și soțul meu, mergem la alergat. Probabil că ne vom auzi de acasă pentru că nu cred că o să pot să vorbim de acolo pentru că vreau să alerg, dar o să vreau să vă arăt, bineînțeles, terenul pe care alergăm noi, pentru că e mare, e ok făcut și o să-l vedeți și voi. E destul de aproape, dar în același timp, dacă am merge pe jos și nu cu mașina, am face destul de mult timp pe jos, de aceea vom lua mașina. Ne auzim mai încolo. Ne auzim, dragii mei, pentru câteva momente. Eu sunt destul de obosită. Am alergat doar 5 ture de teren pentru că am simțit repede oboseala. Aș fi vreo 6, dar am zis să o las așa mai moale pentru început. Și am ajuns acasă. Soțul meu se pregătește să facem cina împreună. Vom face împreună. O să filmez rețeta, dar vreau să o inserez în clipul acesta făcut astăzi în colaborare cu Mirabela. O să vă las și acest clip în descriere. Ca să mergeți acolo să vedeți, este vorba despre tot ceea ce am mâncat noi într-o singură zi, adică astăzi, și fiecare ce meniu propune pentru voi, cei care ne urmăriți. Mă bucur că am reușit și să filmez acel clip și să filmez vlogul de astăzi, v-am arătat o grămadă de chestii. Astăzi, chiar acum m-am schimbat, mi-am aranjat puțin părul că am fost foarte bătută de vânt de afară și merg în bucătărie, facem mâncarea, iar mai târziu o să pun comanda aia că n-am pus-o încă, deci nu am apucat. Am început să descarc clipurile de pe telefon, pe laptop, tot ce am filmat până acum, deci m-am luat numai cu din astea, ca să nu am în seara asta foarte, foarte mult de descărcat, am început să le descarc pe rând. Așa că am fost și eficientă astăzi, dar încă n-am pus comanda, o să pun chiar acum. Oricum, eu o să-mi iau rămas bun acum de la voi, ne auzim în câteva zile, sper să rămâneți în continuare pe canal cu mine, pentru că vă mai pregătesc câteva surprize frumoase. Vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc numai bine. Ne auzim în curând. Pa!